Bună! Astăzi a venit rândul unui nou clip. De data aceasta voi face un clip la care voi răspunde la întrebările puse de voi. Am lansat această provocare pe pagina mea de Facebook. Am primit câteva întrebări pe pagină și câteva întrebări pe privat. De aceea am să vă răspund astăzi la întrebări. Astăzi este o zi foarte urâtă, plouă, este foarte întunecat, cu toate că acum este ora 9 dimineața, pot să vă spun că a trebuit să aprind toate luminile posibile din casă. Și să începem cu întrebările. De la Iulia Negoescu am primit 3 întrebări și aș vrea să-i răspund. Prima, de ce ai ales să pleci în Franța? Prima întrebare. Am ales să vin în Franța deoarece soțul meu era deja de o perioadă aici, semnase un contract foarte bun și am decis să, la un moment dat, să îl urmez datorită crizei financiare care a apărut în România și m-am hotărât să vin aici în acest fel să fim împreună, să nu mai facem naveta Franța-România, România-Franța. 2. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că vrei să fii make-up artist? Sinceră să fiu, eu nu am fost așa prietenă cu machiajul în tinerețe, dacă pot să spun așa, în copilărie. Am început să mă machiez foarte târziu, după 18 ani. Mă macheam oribil, pur și simplu un rimel și un ruj și aia. Și în afară de asta foloseam câteodată cât un ruj foarte, foarte închis la culoare. Era moda aceea cu rujurile aproape negre, deci nu vreau să vă explic cam ce era. Aveam în facultate o profesoară de matematică care, dacă ne vedea foarte rujate, ne sugera că ar fi bine să pupăm ușa în așa fel încât să rămânem cu buzele curate. Bine, era doar o glumă, nu trebuia să și trecem la fapte. A treia întrebare de la Iulia. Care este brandul tău high-end preferat și de ce? Am mai multe branduri preferate, dar în acest moment pot spune că pe locul întâi este Sisley. Este un brand pe care l-am descoperit de curând. Nu este un brand pe care l-am folosit foarte mult. De aceea în clipurile mele nici nu ați văzut niciun produs Sisley, pentru că sunt în testare și sunt foarte, foarte încântată. O să vă spun că am fund de ten de la ei astăzi pe față și sunt super, super încântată. Nu oxidează, nu își schimbă culoarea în timp, rezistă ore bune și sunt foarte mulțumită. Sper că ți-am răspuns la întrebări așa cum vrei. Sper. Iulia Andreea, la fel, care este visul tău din punct de vedere profesional? Asta este o foarte bună întrebare, pentru că cred că oricine își dorește o colaborare cu un brand celebru și să creeze măcar un produs care să-i poarte numele. Cam ăsta este și visul meu, sper, din tot sufletul. Acum știți cum e, încercarea moarte n-are. A doua întrebare de la Iulia, ce altceva îți place să faci și nu are legătură cu profesia ta? Sunt foarte multe lucruri care îmi place să pictez, îmi place să citesc foarte mult, îmi place să ascult muzică, îmi place să dansez, așa că plăceri extra am mai multe, din păcate nu am foarte mult timp să am grijă de tot ceea ce aș vrea eu și să mă ocup și de partea artistică mai mult, dar asta e. Alte întrebări. Cât timp îți petreci la un clip să-l editezi și să-l filmezi? Această întrebare este de la Adriana. Să știți că nu petrec foarte mult timp la un clip, după cum v-am mai spus și cred că deja mă repet de prea multe ori. Filmez un singur clip dintr-o bucată, nu îl tai, nu îl editez, nu nimic, pur și simplu îl încarc în programul de editare în Movie Maker, este programul pe care l-am în calculator și îi mai dau câteva fotografii și atât. În rest, pot să spun că îmi petrec maxim 20 de minute în fața calculatorului. Atât, mai mult nu. Nu am timp. Aș vrea să folosesc un program de editare mai bun, mai perfecționist, mai, nu știu, profesional, dacă s-ar putea spune, să pot să fac tot felul de inserții, de extracții și așa mai departe, dar uite că timpul nu-mi permite și atunci mă ocup cu ceea ce am. Ce faci când te plictisești? M-a întrebat Vlad. Vlad, din păcate, pentru mine nu am timp să mă plictisesc. Timpul meu este foarte, foarte scurt
Și atunci când am puțin timp liber, prefer să fac un clip pentru canalul meu de YouTube, pentru că țin foarte mult la abonații mei și chiar dacă nu este un canal profesional, chiar dacă calitatea videourilor mele nu este una excelentă, totuși am oameni care îmi sunt fideli și care vin pe canalul meu cu mare drag, care mă susțin și care îmi trimit mesaje de încurajare și asta mă face să continui și să nu renunț, pentru că și mesajele răutăcioase care vin și așa mai departe, câteodată, sinceră să fiu, mă fac să renunț, dar eu spun totuși că învăț și ceea ce știu încerc să împărtășesc cu voi. Sper să reușesc și sper să vă facă plăcere și vouă, așa cum îmi face și mie. Dacă ai avea banii lui Bill Gates, ce ai face cu ei? Mă întreabă Andreea. Andreea, cred că oricine și-ar dori să aibă mai mulți bani, cred că oricine și-ar dori să facă lucruri frumoase. N-aș putea să-ți spun acum că vai, aș face nu știu ce, dar aș face foarte multe fapte bune, asta pot să-ți spun. Și aș ajuta foarte, foarte, foarte multă lume, dar și acum o fac, din puținul pe care l-am, atât cum pot și cât pot, încerc să ajut. Ce program folosești pentru editat, Dorina? Cred că am răspuns această întrebare puțin mai devreme. Folosesc Movie Maker, este un program gratuit pe care îl găsiți în calculator. Este un program foarte simplu, nu este foarte complicat, dar în același timp nu vă ajută foarte mult să faceți niște clipuri deosebite cu tot felul de inserții. Este un program bazic, o să-i spun eu, are strictul necesar și atât. Pentru filmat, ai echipament profesional complet? Mă întreabă Cristina. Dragă Cristina, nu. Nu am echipament profesional complet. Am început cu o cameră digitală Sony. În momentul de față filmez cu un Nikon D5200. Este o achiziție recentă, încă nu știu să o folosesc așa cum trebuie. Abia am reușit să-i fac setările pentru filmat și câteva setări pentru fotografiat. Încă o descoper și mai am mult de lucru. Lumini am două lămpi cu becuri halogene, nu am umbreluțe, cu toate că îmi doresc și mi-am propus să-mi cumpăr, au rămas pe planul 2. Am preferat să investesc în școală, să investesc în produse și în aparatură pentru profesia pe care o am și, de ce nu, trebuie să am foarte mare grijă de ceea ce fac. De ceea ce fac eu. Acum, să vedem, cred că mai am o întrebare. Voilà. De ce ai ales să te faci make-up artist? Întrebarea vine de la Ioana. Și asta este ultima întrebare. Am ales să fac această școală. Nu am ales să mă fac make-up artist. Eu încă nu sunt un make-up artist profesional, pentru că am diplomă de make-up artist, am făcut un an de zile de școală, am mai făcut încă un an de zile estetică, cosmetică, parfumerie, am făcut aceste școli pentru a avea mai multe cunoștințe în acest domeniu, îmi place acest domeniu, beauty și sănătate, tot ce cuprinde în această zonă. Dar am făcut aceste școli pentru că îmi trebuiau diplomele să pot să mă angajez, să pot să lucrez și, în același timp, să pot să le am la îndemână atunci când vreodată mă voi decide să-mi fac propriul business. Și de aceea vă mai spun, mă repet, nu fac lucrurile perfecte, încă mă perfecționez și eu, încă învăț, totdeauna ai de învățat. Ca să devii un make-up artist profesional, trebuie să profesionist și cu adevărat profesionist, trebuie să ai ani de experiență în spate, trebuie să ai sute de persoane pe care să lucrezi. Atunci când ești foarte sigură pe tine și știi într-adevăr că poți lucra absolut pe oricine și se dă o temă aleasă instantaneu, trebuie să știi ce ai de făcut, să știi să-ți alegi lucrurile foarte și culorile foarte repede, să știi să apreciezi tipul de ten al clientei sau al persoanei din fața ta,
și în același timp trebuie să știi să apreciezi valoarea pe care o ai și nivelul studiilor tale. Sunt foarte multe persoane care se numesc make-up artist, care n-au studii, care n-au niciun fel și sunt extraordinar de talentate și știu să facă lucruri extraordinar de frumoase. Și sunt persoane care poate au studii, poate sunt, nu știu, pur și simplu make-up artist, care fac niște lucrări îngrozitoare. Acum depinde foarte mult și foarte mult de cei care sunt în spatele lor, de cei care îi susțin și, bineînțeles, de clienții pe care îi vor avea sau pe care îi au deja. Eu una, deocamdată, sinceră să fiu, nu am foarte mult timp să practic această meserie de make-up artist. Fac machiaje foarte rar pe persoane străine, fac machiaje la prieteni, cunoștințe și asta doar când am puțin timp liber. Cu toate că aș vrea să practic mai mult, cu toate că aș vrea să lucrez mai mult, nu am timp, timpul nu-mi permite. Dar, cine știe, în viitor poate voi reuși să fac ceea ce îmi place cu adevărat și voi reuși să ajung acolo unde mi-am propus. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper să nu vă fi plictisit. Este un clip rapid pentru că nu am foarte, foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să fiu alături de voi și, ca de obicei, până data viitoare vă doresc să fiți frumoase, sănătoase și nu uitați să zâmbiți tot timpul pentru că zâmbetul face minuni sufletului. V-am pupat! Pa, pa!